Studiul din această seară se găsește în Cartea Galateni. Voi citi din capitolul 2, primele 10 versete. După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și Petit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi îndeoseb celor mai cuvază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie prejur din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, aceștia, zic ei cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic. Ba din potrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați în prejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați în prejur, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați în prejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însuțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Amin. Vă rog să vă reașezați. Ceea ce a scris Pavel în, în acest capitol, în capitolul 2, primele versete, nu era cu precădere galatenilor. El doar le povestise o întâmplare care s-a întâmplat în în Ierusalim cu ceva timp în urmă și nu că ar fi făcut galatenii ceva, ci voiau ca galatenii să înțeleagă un lucru esențial. Și lucrul acesta esențial este faptul că există o singură Evanghelie. Indiferent cine o propovăduiește, există o singură Evanghelie și sunt mulți propovăduitori, dar Evanghelia nu se schimbă niciodată. Pavel a scris aceste cuvinte pentru că chiar și astăzi, în jurul nostru, se găsesc, așa zici, zici frați, mincinoși, care caută cumva să ne bagă bețe în roate, care caută cumva să împiedice lucrarea lui Dumnezeu, care caută cu tot din adinsul să îi denigreze pe anumiți frați, să spună, o, dar evanghelia ta parcă nu se potrivește cu acelui alt. Uite că tu ești parcă mai la început, dar cei stâlpi, cei mai puternici oameni, cei cu renume parcă au evanghelie diferită față de tine. Și în primul verset spune: După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine petit. Aici, în primul verset, Pavel ne spunea că este prima oară când se reîntoarce la Ierusalim, 14 ani după convertire. Se prea poate ca. În acești 14 ani să mai fi fost o dată după 3 ani după convertire, când s-a întâlnit cu Petru și a stat acolo 15 zile. Dar în decursul acesta nu a mai venit niciodată Petru, în Ierusalim ca să vorbească cu frații înalți, Petru. Ioan și Iaco, fratele Domnului Iisus, care erau priviți ca pe ai bisericii primare, pentru că Pavel de ce n-a mai venit timp de 14 ani? Pentru că știa că ceea ce predică el este încredințat de Dumnezeu și nu mai trebuia să vină la oameni să-i întrebe, auzi, eu predic despre asta, oare e bine? Oare crezi că ar trebui să schimbi ceva? Nu, Pavel nu s-a mai întors la Ierusalim pentru că știa că ceea ce predică el este venit din partea lui Dumnezeu. N-a trebuit să mai asculte predici, n-ar trebui să mai întrebe pe anumiți proroci, pe anumit frați. Nu știa că avea cuvântul care a fost vestit exact din, din sursa Hristos și atunci n-a mai fost nevoie să se reîntoarcă la Ierusalim, să tot pune întrebări, să tot se să se întrebe de anumite subiecte sau de anumite doctrine pe care unii le predică, alții nu le predică. De ce? Pentru că Pavel a fost și a avut o sursă sigură pe Iisus Hristos. Și în acești 14 ani, în afară de acea perioadă, acea singura vizită de 15 zile când a venit în Ierusalim să vorbească cu, cu, cu Petru, Pavel nu s-a mai întors și a început să fac aceste călătorii misionare. Dar s-a întors, după 14 ani, în urma, în versetul 2, m-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia. În urma unei descoperiri pe care cuvântul scris aici nu ne explică de ce s-a întors Pavel, care a fost descoperirea respectivă. Posibil să fi fost descoperirea din fapte 11, unde se vorbește despre foametea și despre prorocia lui Agab, despre foametea din, din poporul lui și Posibil aceea să fi fost descoperirea și motivul pentru care a venit Pavel în Ierusalim, dar spune că acolo când am fost eu în Ierusalim și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai de vază, adică lui Petru, lui Ioan și lui Iacov. Am venit să le arăt Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, adică pe care o propovăduiesc acum, pe care am propovăduit-o timp de 14 ani, pe care o propovăduiesc tot timpul vieții mele. Evanghelia pe care eu o propovăduiesc nu se schimbă, indiferent cu o propovăduiesc, ci ea rămâne aceeași. Și asta a spus și Pavel. Le-am arătat oamenilor mai cu vază ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Pavel a fost trimis de Dumnezeu la Ierusalim și Pavel le-a arătat Evanghelia pe care o prezintă Pavel, împăra, o reprezintă celor mai cu vază, spune Pavel. Dar oare de ce le-a trebuit să le prezinte Pavel acestor oameni? Evanghelia pe care o prezintă, pentru că oricum știau oamenii aceștia că ceea ce prezintă Pavel, ceea ce propăduiește Pavel, este adevărul lui Hristos. Și vom citi mai încolo pentru că în versetul 3 spune, nici chiar Tit care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie în prejur. Asta a fost motivul pentru care Pavel a trebuit să le prezinte Evanghelia celor mai cu vază, da? Oamenilor, stâlpilor biserici. De ce? Pentru că s-a ridicat această problemă și frații mincinoși a ridicat această problemă față de Pavel. Au căutat bețe în roate la Pavel și au spus, mă, eu cred că tu ai o Evanghelia ta și Petru are o Evanghelia sa. De ce? Pentru că, uite, tu predici Evanghelia, da? dar nu cer oamenilor pe care, la care tu mergi să le predici să se taie prejur, să facă circumciza, cum ar fi. Și Pavel a spus, da, cuvântul pe care eu îl vestesc este mântuirea dată prin Hristos. Dar oamenii aceștia, frații mincinoși, aveau o altă lege în capul lor. Păi legea trebuie ținută. Păi în Vechiul Testament se spune că doar acei oameni care fac tăierea prejur pot să-L vadă pe Dumnezeu și pot să se numească poporul lui Dumnezeu. Ei încă aveau un în cap lucrul acesta. Deși se numesc frați, deși stăteau în biserica lui Hristos, erau totuși frați, dar mincinoși. Cu alte cuvinte, credeau în Iisus Hristos, credeau că este Mesia, dar aveau ei doctrinele lor la care nu puteau să renunțe. Și le spunea lui Pavel, o, oh, păi eu știu, e adevărat, Iisus este Mesia, dar totuși mai trebuie să facă oamenii tăi. Predica pe care tu o predici, lipsește ceva, lipsește o esență. Și uite că Petru predică evreilor, oamenilor cei care sunt în împrejur, dar tu le predici neamunilor, dar oare ei n-ar trebui să se în prejur. Și Pavel a început să le vorbească lui Petru și lui Ioan și lui Iacov ceea ce el predică, că mântuirea este dată doar prin Hristos, prin Iisus Hristos, prin meritul lui. Că dacă ar fi fost să facem noi ceva prin meritul nostru, atunci l-am dat un pic pe Isus la o parte. Dar noi nu avem dreptul acesta. Isus trebuie să stea în fața noastră și noi în spatele lui. Isus să se vadă. Mântuirea este dată prin ceea ce a făcut Hristos la cruce. Noi da, credem în Dumnezeu și credința noastră se arată cum? Prin fapte, dar nici de cum fapta nu se pune înaintea credinței. Noi credem în Dumnezeu și dovedim locul acesta prin faptele noastre pe care le facem în viața de zi cu zi. Dar noi credem că toată mântuirea și îl vom vedea într-o zi pe Dumnezeul nostru, acolo pe norii cerului, datorită ceea ce a făcut Isus Hristos. N-a trebuit să se facă circumcizia. Și Pavel asta le-a prezentat oamenilor cerului mai cu vază, le spune Pavel. Chiar dacă Pavel recunoaște autoritatea acestor oameni, recunoaște că oamenii aceștia Petru, Ioan și Iacov sunt importanți, de aceea le-a și spus oamenilor mai cu vază. Dar nu i-a fost frică lui Pavel că acești oameni mai cu vază o să-i spună lui Pavel, bine, bine, uite, înțelegem că tu predici, că tu ești important, dar uite, noi, la noi așa se face. Nu, vom citi în continuare că cei trei nu i-au adăugat nimic lui Pavel și vreau să citesc. Versetul 5 și 6 spune, noi nu ne-am supus și nici nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Ce ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Aceștia, zic ei, cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic. Pavel s-a întâlnit cu Petru, cu Ioan, cu Iacov, cu oamenilor cel mai de vază și de aceea le și tot spune că sunt de vază, da? Pavel îi apreciază pe acești oameni, dar le spune că, oricum, în fața lui Dumnezeu nu contează. Chiar dacă ei se numesc stâlpii bisericii și de cei de, 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 de biserica respectivă, poate oamenii îi venerează și îi apreciază foarte mult. Față de Pavel, lui nu-i păsa. Știa că ce este omul înaintea lui Dumnezeu. Indiferent de locul pe care îl are în societate, omul este același. Omul este iubit de Dumnezeu, indiferent unde se află el. Indiferent de statutul pe care îl are el. Chiar și în biserică, Dumnezeu iubește omul în același fel. Indiferent că ești pe prima bancă sau pe ultima bancă, Dumnezeu ne iubește în același fel. Da, oamenii trebuie respectați. Oamenii care au anumite statuturi în biserică trebuie respectați. Și respectăm, chiar și Pavel i-a respectat. Că de aceea i-a numit celor mai cu vază. Dar totuși Dumnezeu nu caută la fața omului acei oameni mai cuvază, pe care oamenii mincinoși, pe care biserica, iudaizatorii, iudeii îi apreciau, spune că nu mi-au adăugat nimic. Și cumva le-a dat peste gură acestor oameni mincinoși, acestor frați mincinoși. Și continuă Pavel și le spune, Ba din potrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei neteați în prejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați în prejur, că și cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați în făcuse și din mine apostolul neamurilor. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat Iacob, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați în prejur. S-a întâlnit Pavel cu acești oameni importanți, cu stâlpii bisericii și nu i-au adăugat nimic la Evanghelia lui Pavel. Au văzut, au ascultat-o și au spus nu doar că nu i-au adăugat nimic, dar nici n-a scos nimic din ceea ce Pavel făcea. Cu alte cuvinte, tăierea împrejur și-au dat ei seama că nu este un semn al mântuirii noastre. Și n-au adăugat nimic la ceea ce Pavel propovădea pentru că a fost o evanghelie dată din Hristos. Oamenii aceștia spuneau, bun, dar Pavel, tu nu l-ai văzut pe Hristos. De ce îi apreciau oamenii aceștia pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, fratele Domnului Iisus? Păi Pavel și uh, Petru și Ioan stăteau împreună, locuiau împreună cu Domnul Iisus, l-au văzut față în față pe Domnul Iisus. Și Iacov era fratele Domnului Iisus și se gândeau ei, acest Pavel de unde o fi venit el? Cum de nu se supune autorităților acestor oameni? Păi dacă acești oameni le predică celor tăiați în cine este el, Pavel, să le predice neamul lor? Dar spune Pavel, spune că acești oameni, adică stâlpi pe biserici, le-a încredințat să le predice neamul lor. Cu alte cuvinte, încă o dată le-a dat peste gură fraților mincinoși, care vreau să bage bețe în roată propovăduirea Evangheliei lui Pavel, ca să le spună, o, oh, da, Dumnezeu mi-a încredințat mie și Pavel era convins de asta. Dar s-a dus înaintea lui Petru, lui Ioan și lui Iacov. De ce? Ca să le dovedească și oamenilor din jurul lor că Pavel a fost încredințat ce? Să le predice neamul lor. Așa cum Petru a fost încredințat să le predice celor tăiați în prejur, Pavel a fost încredințat să le predice neamul lor. Cumva Dumnezeu le-a trimis pe Pavel în Ierusalim pentru că cei din Ierusalim cumva contestau predicile lui sau propovăduirea evanghelică a lui Pavel. Dar a venit la Ierusalim ca nu doar să primească confirmarea de la Dumnezeu pe care a primit-o Pavel de atâtea timp, de 14 ani, dar să primească această confirmare chiar și de la stâlpii bisericii, care erau considerați cei mai mari și cei care știau cu adevărat ce trebuie să se predice în biserici. Și au primit Pavel confirmarea aceasta, a primit că el, Pavel, este încredințat cât, atât el, cât și Barnaba să meargă la neamuri și să vestească cuvântul Evangheliei. Vedeți? Pavel nu și-a schimbat Evanghelia pe care el o propovătuia în locul unde era. Spune că dacă eu așa am primit, că mântuirea vine doar prin Hristos, de ce ar trebui eu acum, pentru anumiți oameni, să-mi schimb eu Evanghelia sau anumite doctrine? Vedeți, atunci când uh, suntem influențați de anumite predici, când parcă în fiecare zi și zil ne hrănim doar prin predici sau în marea majoritatea timpului din predici, atunci când avem o, 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 o dispută cu anumiți frați, începem să ne punem întrebări. Oare ceea ce cred eu sau ceea ce am crezut eu timp de atâți ani, oare cumva nu este fals? Oare cumva nu trebuia oare să cred altfel? Pavel nu a avut aceste întrebări. Când a venit și le-a prezentat, stâlpilor bisericii ceea ce a predicat el. El n-a avut nicio teamă, el știa că ceea ce predică este perfect, că nimeni nu se adauge nimic și nimeni nu se scoate nimic. De ce? Pentru că încredințarea pe care el o primit-o și scriptura care era în inima lui era direct din sursă. Cu alte cuvinte, dacă ca noi, să nu fim încredințați de un val de ideologie sau de un alt val de ideologie, să fim purtați de un gând sau de alt gând. N-ar trebui să ne bazăm tot timpul nostru ascultând doar predici și să ne hrănim cu, doar cu predici, ci să ne hrănim direct din sursă. Și când ne hrănim direct din sursă, atunci nimic n-ar putea să ne schimbe. De ce? Pentru că ce este scris negru pe alb, nu poate altcineva să zică, o, oh, păi stai că nu e așa. Da, poate să spună că o predică poate n-a fost spusă cum trebuie. Poate o propoziție a unui frate care a fost spusă în anumit, în anumit context n-a fost pus cum trebuie. Dar când spui despre scriptură care este scrisă negru-alb că nu este cum trebuie, tu n-ai cum. Te, tu te lupți împotriva lui Dumnezeu. De ce? Pentru că cuvântul este perfect. Chiar și la început am spus, lucrarea lui Dumnezeu, când a creat Dumnezeu, lumea a creat-o perfect, dar omul, păcatul comis prin om de primii oameni, a făcut lumea să fie imperfectă. Sfânta scriptură este perfectă autoritatea pe care o primit-o Pavel a fost direct din sursă, din sursa cuvântului, din Isus Hristos. Ceea ce propovăduia Pavel a fost perfect și nimic nu trebuia să-i schimbe convingerile. Dar oamenii au avut nevoie de această uh, afirmare a oamenilor din jurul lui, din oamenii poate importanți pentru ei, pentru creștinii din lumea aceea, pentru iudaizatori, pentru iudei, ca să primească în confirmarea și de la oameni, să primească confirmarea și de la oameni importanți, că ceea ce predică Pavel este adevărul. Dar Pavel știa în inima lui că ceea ce predică este perfect. Ceea ce predică este venit direct din sursă. Ceea ce credem noi, frați și surori, de o viață, ar trebui să vină doar din sursa lui Hristos. Adică doar din cuvântul care este scris. Dacă avem anumite gânduri și anumite idei, pe care le schimbăm de pe o zi pe alta, înseamnă că acele idei n-au venit direct din sursa biblică, ci au venit din idei din sursa altor oameni. Pavel nu și-a schimbat Evanghelia. De ce? Pentru că sursa a fost perfectă. Noi ar trebui să nu ne schimbăm Evanghelia. De ce? Doar atunci când sursa pe care o folosim zilnic este cuvântul scris. Suntem îndemnați să ascultăm predici, suntem îndemnați să fim hrăniți prin predici, dar adevărata sursă care ne arată toată doctrina creștină este se găsește în Sfânta Scriptură. Și Pavel a înțeles lucrul acesta, de aceea Pavel n-a avut nicio teamă. Oh, că ceilalți mi-ar fi schimbat, chiar dacă ceilalți i-ar fi spus altceva lui Pavel, Pavel era încredințat, eu ceea ce predic acum este adevărul scris. Și chiar Pavel spunea în predicile lui, dacă aș veni vreodată să predic altceva, să nu mă ascultați, să fie anatema. Cu alte cuvinte, tot ceea ce predicăm și îmi doresc de la toți slujitorii și toți lucrătorii care predică în locul acesta să nu vină într-o zi cu o predică, cu o idee și în altă săptămână cu altă idee. Chiar și eu de când am început să predic, întotdeauna m-am rugat Dumnezeului să mă ajute întotdeauna să, prec, să predic ceea ce tu, Ceea ce Dumnezeu cere să predici. Când încep să predici în credințări, acele încredințări se poate să se schimbe într-o zi. Și să le predici oamenilor alte evangile, Și să le predici alte încredințări. Și atunci biserica este dusă în eroare. Că de aceea multe biserici din jurul nostru sunt duse în eroare. De ce? Pentru că oamenii au început să predice încredințări. nu au început să mai predice ceea ce este cuvântul scris. Au început să predice ceea ce, ceea ce cred ei. Dar aceste credințe care s-au formulat în inima lor pot să difere, pot să se schimbe. Dar Biblia niciodată nu o să se schimbe. De aceea îmi doresc ca fiecare slujitor să predice doar Biblia. Să predice doar Cuvântul scris. Și atunci, de fiecare dată când va predica, nu se va schimba ideea lui. Niciodată nu o să predice astăzi ceva și peste o săptămână să spună, oh, vedeți ce am predicat, eu o săptămână trecută. De fapt, de fapt n-a fost așa de bine. Că dacă avem astfel de slujitori, înseamnă că acești slujitori nu se hrănesc de unde ar trebui să se hrănească. Pavel a fost un slujitor. Demn de încredere. Că ceea ce predica el astăzi, după 14 ani, predica același lucru. Dacă ar fi venit oameni mai cu vază să spună, O, Pavel, dar tu parcă mai trebuie să adaugi și vin. Nu, Pavel n am mai adăugat nimic. Și chiar oamenii aceștia de vază stăl pe bisericii, nu i-au adăugat nimic lui Pavel. Pentru că Pavel s-a hrănit doar cu Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii și celor, poate oamenii importanți pentru noi, nu o să ne adauge nimic. Dacă propovăduim doar Evanghelia lui Hristos, nu propovăduim încredințări sau ceea ce am auzit noi la unii sau la alții, dacă propovăduim doar Evanghelia lui Hristos, ceea ce stă scris, niciodată nimeni nu o să ne adauge sau nu o să ne scoată. Pavel știa că mântuirea vine doar prin Isus Hristos. De aceea există noul legământ. În vechiul legământ, da, era nevoie de această tăiere împrejur. Era nevoie să împlinească legea. Dar Hristos a venit pe pământ. A împlinit El toată legea și prin El acum noi suntem liberi și trăim datorită harului său. Și această circumcizie sau tăiere în prejur se poate fi transformat cumva în botezul prin apă, în nou legământ cumva și ideea aceasta este pusă. Da? Noi ajungem în cer când credem și ne botezăm. La Dumnezeu să, să înțelegem că ceea ce este scris niciodată nu o să se schimbe. Predicile se pot schimba, anumite încredințări se pot schimba, dar ceea ce o lăsat Dumnezeu, omul nu poate schimba. Și îmi doresc ca noi să înțelegem că ceea ce este venit din partea lui Dumnezeu, nimeni nu o să adauge și îmi doresc ca în viața noastră, în viața bisericii sale, oamenii să se hrănească doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când vor fi dispute, când vom avea anumite neînțelegeri cu anumiți frați, vom ști să răspundem din cuvântul său și oamenii vor, răma, vor rămâne uimiți. În viața noastră, în jurul nostru, sunt mulți oameni care vor încerca să ne pune piedici. Sunt mulți frați mincinoși care cred și ei în Mesia, care cred și ei că Isus Hristos este Mântuitorul nostru, dar au anumite încredințări care le bagă cumva în viața noastră și ne frământă. Oare chiar cred eu ceea ce trebuie? Vedeți, pe Pavel nu l-a frământat aceste lucruri. Pe Pavel nu l-a frământat aceste bețe în roate. Pentru că știau că pentru el sunt floare la ureche, sunt nimicuri, pentru că n-a fost adevărul pur al lui Dumnezeu. Da, dacă vine cineva cu Scriptura să-ți dovedească anumite lucruri, înțelegem. Dar acești oameni n-au putut să-i dovedească lui Pavel că ceea ce predică el este greșit. De ce? Pentru că în nou legământ n-a mai fost nevoie de circumcizie. Și îmi doresc ca Dumnezeu să lase înțelepciune și pricepere duhovnicească în privința aceasta. Îmi doresc ca să înțelegem din pasajul acesta Că adevărul Evangheliei este unic și nu se schimbă. Chiar dacă Pavel le predica neamurilor sau Petru le predica iudeilor și celor tăiați în prejur, au avut anumite stiluri. Poate Pavel era mai cumva, Petru era mai aspru, Pavel era mai blând. Indiferent de felul cum anumit slujitor predică Evanghelia, indiferent de stilul prin care predică, Evanghelia este una singură. Evanghelia este unică. Petru a predicat o evanghelie și se asemăna exact cu predica pe care o predica și Pavel. De ce? Pentru că amândoi erau adăpați în sursă, se hrăneau din sursă. Chiar dacă Pavel n-a venit timp de 14 ani în Ierusalim să vadă ceea ce spune Petru, oameni care erau la o distanță de 14 ani unul față de ceilalți, care trăiau în alte orașe, au predicat exact aceeași Evanghelie. De ce? Pentru că Evanghelia este unică. Evanghelia nu se poate schimba. Indiferent de locul în care, în care te duci, indiferent de societatea în care vei trăi, Evanghelia nu se va schimba. Nu se schimbă după plăcerea noastră, nu se schimbă după ideea noastră. Evanghelia a rămas timp de 2000 de ani aceeași. Și mai mult de 2000 de ani, că Vechiul Testament este scris poate aproximativ 4000 de ani în urmă. Timp de 4.000 de ani până astăzi, Evanghelia nu s-a schimbat. Oamenilor care au predicat, da, ei s-au schimbat. Au avut o anumită omiletică, adică cum prezentau cuvântul. Dar ceea ce prezentau trebuia să rămână exact același lucru. Evanghelia este unică și ea nu se schimbă. O singură Evanghelie în Noul Testament, un singur tip de creștinism, Indiferent că predicăm la oamenilor mai cu vază sau oamenilor mai puțin înțelepți, indiferent că predicăm în Occident sau predicăm în Orient, indiferent de oamenilor care le vestim Evanghelia, că noi ar trebui zilnic să le vorbim oamenilor, Evanghelia n-ar trebui să se schimbe. Și Dumnezeu să ne ajute nu doar în predicarea noastră să nu se schimbe Evanghelia. Pavel spunea în, epistos, în epistolele sale, ceea ce ați auzit și ați văzut la mine. Cu alte cuvinte, ceea ce eu predicam și ceea ce eu predicam este exact același lucru pe care îl vedeți că îl trăiesc. Că asta vreau să înțelegem noi. Nu este de ajuns doar să predicăm o Evanghelie, ci ar trebui să ne dăm toate silințele ca, pre... ca Evanghelia pe care o predicăm cu gura și pe care o răspândim oamenilor să se vadă prin trăirea noastră. În trăirea lui Pavel s-a văzut și nu s-a de fapt nu s-a văzut nicio diferență. Din ce? Dintre Evanghelia predicată și Evanghelia trăită. Pavel a putut să vină înaintea oamenilor și să spună vedeți ce ați văzut la mine, ce, ați auzit la mine și ce ați văzut la mine. Nu este diferență dintre aceste două Evanghelii. Este exact aceeași Evanghelie. Ceea ce predic, ce predică slujitorii care sunt aici veniți în față. Să predice același cuvânt pe care îl și trăiesc. Și Dumnezeu să ajute la lucrul acesta. Dumnezeu să trimită oameni în locul acesta care predică un cuvânt și care trăiesc același cuvânt. acest, lucru îmi doresc de la Biserica Filadelfia. Și acest lucru îmi doresc de la toți care suntem în locul acesta. Și de la cuvântul care este scris. Știm că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Știm că mântuirea vin doar, doar prin Isus Hristos. Știm că adevărata sursă de inspirație pentru viața noastră spirituală este doar Sfânta Scriptură. Dar nu ar trebui să ne urmăm doar la ști, ci ceea ce predicăm noi, Evanghelia pe care o predicăm noi, să nu fie diferită de Evanghelia pe care o trăim noi. Oamenii și cei din jur să nu vadă diferența dintre Evanghelia pe care o predicăm și Evanghelia pe care o trăim. În Pavel n-au văzut nicio diferență. Pavel ceea ce predica, aceea și trăia. Oamenii din jur, cei din Galatia, cei din Efes, cei de pretutindem, bisericile unde el mergea și planta anumite biserici, au văzut un lucru, că ceea ce predica Pavel, același lucru și trăia. Domnul să ne ajute să nu avem nicio diferență dintre predica verbală și predica pe care noi o trăim. Pavel și Petru au avut trimiteri diferite, dar același mesaj. Dumnezeu ne dă fiecăruia o chemare. Ne-a dat fiecăruia o slujire și mă bucur când oamenii își înțeleg chemarea și slujirea pe care trebuie să facă. Dar vedeți, Pavel n-a fost mai puțin apreciat față de Petru. Că spunea chiar și Pavel că atâta timp cât a fost încredințat pe, sau în atâta măsură cât a fost încredințat Petru să predice celor din Iudeea, tot atât sunt și eu încredințat să predic celor de departe, neamul lor. Cu alte cuvinte, slujirea pe care o face Petru nu este mai importantă decât slujirea pe care o fac eu. Și mă amintesc când mă -am întors la Domnul, vorbeam cu Octavian și am spus, o, Octavian, ce mult o să fii tu răsplătit, că tu ești un misionar și lucrezi foarte mult pentru Dumnezeu. Și Octavian a spus, o, nu, nu, nu să nu te gândești la lucrul acesta, pentru că dacă tu faci chemarea pe care o faci, pe care, la care ești chemat, într-un mod autentic și într-un mod sincer, Dumnezeu nu va face diferențe de binecuvântări. Dumnezeu va aprecia atât din punct de vedere pe misionar, cât timp își alocă el pentru relația cu Dumnezeu. În același fel cu chemarea pe care, la care tu ești chemat. Dumnezeu ne va binecuvânta atât slujirea noastră, cât și slujirea celuilalt. Dacă ești chemat doar să mijlocești pentru Biserica lui Hristos, asta nu înseamnă că ești mai puțin apreciat în ochiul lui Dumnezeu. Indiferent de statutul pe care ai, nu ești mai puțin apreciat de slujirea pe care Dumnezeu te-a chemat să o faci. Dumnezeu ne vede pe fiecare și știe chemarea pe care fiecare o avem. Dar să ne ajute Dumnezeu să nu, să nu credem noi că celelalte chemări sunt mai importante decât ale noastre. Niciodată, pentru că lucrul acesta ne va crea doar o frustrare și o dezamăgire în care nu vom putea merge înainte și mereu vom avea blocaje și mereu vom avea bârfe. O, oh, că da, uite, el este chemat să facă lucrul acesta, dar parcă nu-l face așa de bine. Dar tu, la, care, la lucrul la care ești chemat, îl faci mai bine decât acela, acea persoană? Când ești încredințat să faci o anumită slujire, fă-o pentru Domnul. Nu te mai uita la ceea ce fac ceilalți, fă tu ceea ce ești chemat, fă într-un mod perfect și Dumnezeu va răsplăti Chemarea ta. Da, poate nu este așa văzută, nu este așa importantă, poate nimeni nu știe de chemarea pe care o ai. Dar dacă o faci într-un mod autentic, și într-un mod sincer, și într-un mod smerit, Dumnezeu nu va aprecia pe celălalt cu altă chemare, poate mai bine văzută de cei din jurul tău. Te va aprecia pe tine. Să înțelegem în această seară lucrul acesta. Că Dumnezeu va aprecia fiecare chemare. Dumnezeu va aprecia fiecare slujitor. Dumnezeu va aprecia pe toți. De ce? Pentru că toți suntem în trupului Hristos. Și Dumnezeu nu-și iubește un mădular mai mult decât celălalt. Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Dar este important ce? Să facem lucruri la care am fost chemați. Mădularele au anumite slujiri. Și noi avem diferite slujiri. Dar să nu cerem ca noi fiind un anumit mădular, să cerem să facem slujirea pe care alt mădular o are de făcut. Pavel nu s-a dus să predice acum evreilor, s-a dus să predice neamurilor. De ce? Pentru că asta a fost chemat el. Petru a fost un stâlp al bisericii primare. La lucrul acesta s-a descurcat Petru. Pavel s-a descurcat să facă neamul lor. Ei nu s-au schimbat lucrurile între ei, dar nu s-au certat, nu s-au... auzit, zis, o, oh, eu o fac mai bine, poate tu ar trebui să faci așa. Nu. Ce au făcut? Spune că aceeași slujire. Au făcut și au propovăduit același mesaj. Au propovăduit același evanghelie. Nimeni, niciunul, nici altul n-au adăugat nimic la evanghelia lui Pavel. De ce? Pentru că amândoi și-au înțeles lucrarea, și-au înțeles chemarea și am de o predicat aceeași Evanghelie. Prima concluzie, că adevărul Evangheliei este unic și ar trebui să se semene în vorbirea noastră, aceeași Evanghelie să se semene în trăirea noastră. Ce ați, vă, ce ați, auzit și ceea ce ați văzut la mine, spunea Pavel. Noi ai să spunem același lucru, fraților noștri, vecinilor noștri, priet prietenilor noștri, ceea ce auziți, îmi doresc aceeași și vedeți. Evanghelia pe care o predic, Evanghelia pe care o știu și pe care o cunosc, aceea să se vadă în trăirea mea, în purtarea mea, în gândirea mea, în, ochi, în privirile mele, în comportamentul meu și Dumnezeu să sfințească inima noastră, să sfințească mintea noastră, să sfințească caracterul nostru și doar așa vom putea avea o adevărată Evanghelie trăită. Și în al doilea lucru pe care aș vrea să concluzionăm din pasajul respectiv este că adevărul Evangheliei trebuie păstrat. Pavel era blând cu cei mai slabi, dar în ce privește principiul, când era în discuție cu adevărul Evangheliei, el a fost ferm. Și nu a cedat. Și vreau să citesc un, un pasaj pe care Luther l-a citit și spunea el în scrierile lui. Concluzia este că putem îngădui să ni se ia toate lucrurile, chiar și viața și numele, dar nu trebuie să permitem să ni se denatureze Evanghelia sau credința. În ce privește credința, trebuie să fim invincibili și mai tari, dacă se poate, decât diamantul. Însă în ce privește dragostea, trebuie să fim gata de a sluji pe oricine, gata de a, cerdal, a ceda la orice, mai flexibil ca trestea sau frunza bătută în vânt. Adevărul Evangheliei trebuie păstrat indiferente de circumstanțele în care ne aflăm. Ne aducem aminte de Iancu de Hunedoara. Știți la ce a fost supus acest om? Spune că dacă i-au prins dușmanii, l-au prins pe acest Iancu de Hunedoara și i-a spus Iancule, dacă nu te lepezi de Hristos, în fața ta îți vom omorâ toți copiii. Știți ce, a, ce lucru a făcut Iancu în acel moment? I-a arătat oamenilor și chiar copiilor săi că el îl iubește mai mult pe Dumnezeu decât pe copiii săi. Și în fața lui a început să-i decapiteze pe toți copiii săi. Știți că în vremurile securiste și de comunism, mulți n-au renunțat și nu s-au lepădat de Hristos, chiar dacă în fața lor a trebuit să vadă ororurile și chinurile familiilor sare. De ce? Pentru că și-au iubit Evanghelia, și-au iubit pe creatorul său, mai mult decât l-a iubit pe fiul său, mai mult decât i-a iubit pe părinții săi, mai mult decât i a iubit pe oricine. Evanghelia trebuie păstrată în inimile noastre, indiferent de locul în care ne aflăm, indiferent de circunstanțele în care ne aflăm. Avem datoria să nu facem compromisuri. Și ne aducem aminte chiar și de Iosif, când a venit nevasta lui Potifar și a vrut să facă un lucru nedrept cu el. Spunea Iosif, chiar dacă se afla departe, se afla nu în împreună cu evreii și cu cei care poate erau aproape de Dumnezeu s-a aflat de parte unde nimeni nu știa de Dumnezeu s-a în de Egipt, dar spunea să mă ferească Dumnezeu să fac un lucru ca și acesta indiferent unde suntem, Evanghelia trebuie păstrată, indiferent în jurul oamenilor pe care îi avem Evanghelia trebuie păstrată și oamenii trebuie să vadă că Evanghelia lui Hristos că Hristos al nostru este mai important și mai prețios decât orice vedeți? Într-o zi vom sta la masă cu Dumnezeu. Și ceea ce va sărbători Hristos, ce va fi? Va fi nunta. Nunta cui? Nunta a Lui cu mireasa. Dar vedeți, mireasa nu se pregătește la nuntă. Când se pregătește mireasa? Mireasa se pregătește înainte. Nunta este gata să înceapă. Când avem datoria să ne pregătim? Atunci, când va începe nunta, avem datoria să ne pregătim acum. Și Dumnezeu să ne ajute să ne... Băgăm bine lucrul acesta în capul nostru. Că adevărul Evangheliei este unic și nu se schimbă. Ceea ce predicăm cu gura noastră să predice prin trăirea noastră și adevărul să rămână păstrat indiferent de circunstanțe, indiferent de oamenilor care vor să ne bage bețe în roate, adevărul trebuie păstrat. Adevărul este unic. Adevărul nu se schimbă niciodată. Și Dumnezeu să ne ajute noi care ne considerăm mireasa lui Hristos să ne pregătim acum cât este timpul de pregătire, ca apoi la masă să ne bucurăm la nunta mielului la nunta celui care ne-a sunt răscumpărat, la nunta celui care și-a dat viața, ca noi astăzi să putem să ne adăpăm din cuvântul său. Vă rog să ne rugăm mai mult pentru Biserica Filadelfia, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze mai mult, ca Dumnezeu să lasă în inimile lor o dorință mai apăsată după cuvântul său și o iubire sinceră față de Hristos care s-a jertfit pentru noi din dragoste. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.